Vă salut cu drag! După cum am promis, am pregătit rețeta de gulaș de curcan atât de ușor de făcut și gustoasă tare. Avem nevoie de o ceapă tăiată mărunt, un morcov pe care îl tăiem rondele, un ardei capia, 4-5 căței de usturoi, 3 ciocănele de curcan curățate și tăiate în cuburi, câteva semințe de chimen, o foaie de dafin, boia dulce, bulion, fulgi de ardei iute și piper. Într-un vas wokai cook am adăugat puțin ulei, și punem cam o jumătate de linguriță de chimen. Acesta este secretul pentru gustul desăvârșit al gulașului. Îl călim puțin în ulei. După care adăugăm carnea și o amestecăm puțin și pe ea pentru a închide porii, să se albească pe toate părțile. Adăugăm ceapa și o amestecăm cu carnea. După care punem capacul pentru a se înăbuși puțin, cam 2-3 minute. După aceea adăugăm morcovii. Ardeiul capia și le amestecăm și pe ele. Punem 2 lingurițe de boia dulce. O foaie de dafin, 2 lingurițe de bulion, 1 vârf de linguriță de fulgi de ardei iute, și le incorporăm pe toate, amestecându-le bine. Punem sare după gust. Eu am pus cam jumătate de linguriță. Punem capacul și fierbem totul la foc mic, după ce s-a creat sigiliul Vitaloc. După aproximativ 45 de minute, desigilăm și îngroșăm puțin sosul cu 2 lingurițe de făină, pe care le încorporăm aducându-le la temperatura mâncării pentru a nu face cocoloașe. Adăugăm puțin piper după gust. Și căței de usturoi zdrobiți. Stingem focul și putem să mâncăm simplu sau cu o garnitură de cușcuș, rețetă pe care o aveți deja pe canalul meu.
poftă bună și abia aștept să-mi scrieți în comentarii cum v-a plăcut acest fel de mâncare.